Bună, dragile mele, haideți să facem acest canaf, acest moț. O să vedeți la ce o să vă folosească, la gulere, la șireturi, ceva drăguț. Facem un inel magic. Da? Deci ne jucăm cu ața, o trecem una peste alta, îl lăsăm lărguț și scoatem un singur ochi. Mai facem încă două pentru că corespunde la un picioruș înalt și vom continua să facem 11 piciorușe. Da? Fac mai încet pentru începătoare. Să vadă și el cum să scoate ața la piciorușele duble. Avem 12, inelul magic acum este, acum nu mai este, îl strângem bine. Eu caut să prind exact aceste două firi, să iasă lucru frumos. Închidem printr-un picioruș alunecat, așa, și vreau să vă zic că pentru a economisi timpul, deja pe acesta o să-l țin aici, că ce scapăt ca să îl prind. Pentru a începe rândul următor, corespund trei ochiuri de lanț. Pentru a avea o lucrare cât mai uniformă, să nu se vadă acele ochiuri de lanț, cum v-am arătat de câte ori am avut ocazia și la celelalte videouri, eu fac așa, ridic ața până la nivelul unui picioruș dublu, dau o dată și acesta este un primul. Pentru rândul următor, deja o să facem dublură tot unde am închis. Deci noi am închis aici, aici o să băgăm firul. Și o să avem în loc de 12, vom avea 18 piciorușii dubli. Asta înseamnă dacă în primul noi am înmulțit, da, în al doilea îl facem simplu. În următorul înmulțim da? Băgăm în aceeași gaură, în următorul facem simplu, în următorul dublăm și continuăm. Am ajuns la capăt, ne-a ieșit un disc perfect rotund, adică este plat. Închidem printr-un picioruș alunecat, așa, ca să putem obține această formă de lacrimă. Rândul următor nu vom înmulți, nu vom scădea. Mergem câte un picioruș în fiecare.
Mergem drept și o să vedeți cum se strânge. Închidem rândul. Vedeți că nu se văd acele trei ochiuri de lanț aici. La rândul următor vom scade. Așa cum am înmulțit pe acesta, aici vom scade. Deci pe astea putem deja să le considerăm scăzute. Pe acesta îl facem normal. Pe următorul scoatem o dată și în următorul mai scoatem o dată. Și acum avem 3. Le scoatem pe 3. Asta înseamnă că am scăzut un picioruș. În următorul scadem o dată și pe următorul nu. Îl facem normal pe acesta, pe aceste două le scadem, da? Continuăm. Am ajuns la capăt și acum închidem rândul. Dacă noi peste le-am considerat scăzute, intrăm aici deasupra, nu până acum, intram până acum aici. Vedeți? Intrăm aici deasupra și așa ele se consideră scăzute. Bun. Am ajuns la rândul numărul 5. Și vom face cum am făcut la rândul trecut. 2 le scădem, rămâne 1. Pe următorul facem normal, pentru că avem nevoie de lacrimă. Nu o să scadem totodată. O să facem un rând mai dulce, mai fără să scadem brusc. Așa, pe acesta iarăși lucrăm normal. Pe acesta îl scadem cu celălalt. Acesta iar îl scadem și ne mai rămâne unul. Îl lucrăm normal și acum vom închide rândul. Cum v-am arătat la rândul precedent, nu în primul, în al doilea, în așa fel încât din acele două care să se considere scăzute, cu un ochi alunecat. Bun. Trecem la rândul următor. Aici căutăm să facem aproape toate aceste ochiuri, câte avem 2, 4, 6, 7, cu ăsta 8, fără să le dăm jos de pe croșet. Primele le facem noi, mai încolo e un pic mai dificil. Dar asta nu înseamnă că e imposibil. Pentru că se face circular. Ia să vedem, îl luăm și pe ăsta. Așa. Și ne mai rămâne unul, sigur.
Ok, scoatem pe astea toate. Așa. Și să luăm și pe asta, că altfel ne rămâne gaură. Dar trebuie să luăm în sensul ăsta. Că ne vine... Nu ne vine forma bună. Trebuie să strângem ața. Da? Așa. Și închidem aici. Nu e bine cu ața pe partea asta. Pe partea asta e bine cu ața. Și am închis rândul. Și asta este canaful nostru. Aici noi tot am schimbat rândul, dar vedeți că nu se văd acele ochiuri de lanț care corespund fiecărui rând. Bun, lăsăm un pic deoparte acesta, pentru că vrem să facem ceva drăguț și reluăm acest fier. Ia să vedem noi ce am lucrat aici. Aici vreau să fac un șnur deosebit. Și cu acea metodă de loop magic lucrăm doar două ochiuri. Pe ăsta îl lăsăm, îl luăm pe ăsta, îl trecem, îl prindem iar pe acesta, îl scoatem odată, îl lăsăm, îl luăm pe următorul. Tragem o dată pe asta, iar luăm, și să fac, mi-a venit o idee în dimineața asta, să fac un alt tip de șunor, altfel. Este ușor și este frumos. Am ajuns la capătul acestui șunor și hai să-l prind aici de cealaltă. Așa, și încă o dată, și tăiem firul. Ok, ghiciți ce facem acum? Hai să facem ceva spectacolar. Ăsta o să-l bag înăuntru. Hai să facem ceva spectacolar. Haideți să facem puncte leneșe suficient ca noi să reușim să trecem exact prin centrul acestui șunor. Țineți firul mai... lărguț. Da? Iese bine. Și pășim în fiecare ochi făcut de data trecută de la acest șunor. Ia uitați. Da? Căutăm să ținem în minte aceste două firii în formă de V și
și să lucrăm printre acestea, trăgând firul. Am ajuns la capăt, am tăiat ața, nu a ieșit un lucru îmbinat din două culori, o putem folosi ca mărțișor. Eu vă pup, vă îmbrățișez, vă aștept și la alte tutoriale pe canalul meu MM Crochet și veți ști dacă vă înscrieți și atingeți acel clopoțel, veți primi informații și anunțuri când voi încărca noi tutoriale. Vă pup!